Au totuși și vești bune pentru locuitorii cartierului Galați. Lucrările la rețeaua de apă pe străzile Aurel Vlaicu și Dumbravei au fost finalizate, iar joi 24 septembrie va fi efectuată proba de presiune apei, iar dacă totul este în regulă, în următoarele zile vor începe lucrările de asfaltare a drumului. Lucrările la rețeaua de apă a cartierului au început în urmă cu o lună, iar acum muncitorii sunt pe ultima sută de metri la două dintre străzile cartierului. Este vorba de Aurel Vlaicu și Dumbravei. Joi 24 septembrie se vor face ultimele verificări. A fost o lucrare grea, este poate un moment istoric pentru cele două străzi din cartierul Galați. Mâine se va face proba de presiune a apei pe conductele de pe strada Dumbravei și de pe strada Aurel Vlaicu. Dacă aceste probe vor trece cu bine, practic în următoarele zile vom trece la covorul asfaltic pe aceste două străzi. Din acest motiv îi rugăm pe cetățenii care domiciliază pe aceste două străzi să fie atenți mâine pentru a nu se produce inundații sau alte evenimente neplăcute. Și dacă nu vor fi probleme la rețeaua de apă, edilii urbei vor demara lucrările de asfaltare în aceste zone. Atât pentru schimbarea rețelelor de apă, cât și pentru asfaltarea străzilor din cartier, primăria a primit bani de la Consiliul Județean Brașov. Este vorba de 3 miliarde și jumătate de lei vechi pentru schimbarea conductelor de apă și de 17 miliarde pentru covorul asfaltic.